Pentru că înțeleg că la momentul ăsta voi din PNL, oameni cu multă experiență, habar n-aveți cum sau mai puțină. Făcute numirile în anumite consilii de administrație. Nu am știut despre ce s-a făcut. În anumite locuri, care sunt oamenii, cum au ajuns ea, ce de comandă. Nici în funcții publice care sunt de impact direct cu cetățeanul. Nu știm cum s-au luat anumite decizii. Poate la fel cum nu știm, cum adversarii Partidului Național Liberal au fost menținuți în funcții. La fel cum eu îl întreb public și acum pe Adrian Miuțescu, care se prezintă de fapt a fi un liberal autentic, cum e posibil ca până aproape de alegerile locale tu să păstrezi pe un apropiat al lui Ion Mânzână, indiferent de valoarea lui Adrian Bughiu, care este vicepreședinte Consiliului Județean din partea PSD astăzi. L-au menținut sub prefect în guvernul Orban. De ce n-a pus un liberal, dacă era guvernare liberală? Sau un userist, altceva, nu știu, altceva de dreapta, sau un tehnocrat? Asta nu e o explicație. E normal, vine PSD-ul la guvernare, este domnul Bughiu, este sub prefect. Sau este la Consiliul Județean, este consilier, e vicepreședinte al Consiliului Județean, omul este la PSD. N-am nimic cu dumnealui personal. Dar la fel mi se pare nefirez, de exemplu, să vină mâine PSD-ul la guvernare și să-l păstreze pe Sofianu sub prefect până la alegerile locale, care Sofianu dă ei în mod constant. E ceva ce nu are logică, adică sub prefectul ca și prefectul sunt reprezentanții guvernului în teritoriu. Deci reprezentanți politici, clar. Corect. Păi ce politică faci tu, Adrian Miuțescu, dacă tu l-ai pe Bughiu sub prefect? Vreau să revenim puțin. Sunt oameni care, am stabilit că, fără doar și poate, într-un interval de timp, fie domnul Miuțescu își va da demisia, fie va fi statutar... La cum îl cunosc eu nu își va da. Sau, mă rog, cum consideră și domnia sa, nestatutar demis, că înțeleg că se poate pe statut prin intermediul BPN-ului și n-ar fi o problemă în sensul ăsta. Cine credeți că ar putea să preia conducerea organizației de la Argeș a PNL-ului? Eu am vorbit cu mai mulți colegi, în special cu Radu Perianu, Alina Gorghiu, unii oameni mai informați spun că Amușine și alții care au mai păstorit partidul în trecut. Eu am avut discuții cu Radu Perianu și am avut și discuții cu membrii ai Biroului Național, despre care ar fi soluția pentru criza politică de la Argeș. În tradiția Partidului Național Liberal, atunci când au existat astfel de crize, s-a optat în primă fază pentru trimiterea unui membru care are legătură cu județul respectiv de preferință al Biroului Național. A fost și trimis și Orban cândva la Dâmbovița, au fost trimis și alții în alte părți, și Dan Mătreanu a obținut rezultate bune la Giurgiu, chiar dacă e de prin Alba, și așa mai departe. Ce se întâmplă? Dacă se ajunge la această situație, eu zic că se va ajunge, va fi desemnat un președinte interimar, un președinte care va avea în primă fază sarcina să propună Biroului Național un birou județean interimar, biroul județean interimar care va fi mandatat să organizeze alegeri în județul Argeș, în filiala PNL Argeș. Asta este practica. Care ar fi cea mai plauzibilă variantă? Alina Gorghiu, că... Alina Gorghiu, pentru că este argeșancă și pentru că s-a implicat aici în ceea ce facem noi. Mai mult decât atât, vă spun clar că eu aș prefera-o pe doamna Gorghiu, pe de o parte pentru faptul că a fost reconfirmată ca lider important al partidului, vicepreședinte la nivel național, faptul că este argeșancă de-a noastră, eu o cunosc chiar de când era elevă la liceul Vlaicu din Curtea de Argeș, și faptul că Argeșul are urgent nevoie de influența unor politicieni cu forță la nivel național, indiferent de partid în care provin. Iani Popa ar putea fi o variantă? Domnul Popa nu cred că este în primul rând membru al Partidului Național Liberal. Cel care va fi împuternicit trebuie să fie un membru PNL și trebuie să fie și un membru care să fie acceptat de cei care vor să construiască undeva la nivel local. Și nu credeți că ar fi foarte acceptat? Domnul Popa a fost președinte al filialei Argeș, a fost ales senator într-o perioadă romantică a USL-ului. Da, într-o perioadă romantică și... Poate vă pregătiți, poate ieșiți la încălzire un pic acum. Cine știe? A avut o ieșire... Într-o posibilă coaliție cu PSD-ul, cred că ar fi cel mai indicat, să știți. A avut o ieșire în peisaj la noi sau la PSD, că nu... Nici nu mai contează. Sau poate să fie un om neutru în negocierile dintre PNL și PSD. Un fel de arbitru. Nu, vreau să vă spun ceva. Domnul Popa este un om simpatic,
cum îl știți și dumneavoastră de altfel. Și sperați să rămână atâta. Să spunem că am fost foarte uimiți în momentul în care a optat să plece la Constanța și să-i voteze pe Dragnea și pe Dăncilă în Parlamentul României cu voturile familiei lui Miuțescu, familiei lui Sofianu și cu voturile tuturor liberalilor din Arci.